Norman Manea nació en Bucovina, Rumania, en 1936. Es autor de 5 novelas, 3 volúmenes de cuentos y 2 libros de ensayos. Heinrich Böll logró que las obras de Manea fueran traducidas y publicadas en Occidente. Existen traducciones de sus obras en alemán, hebreo, holandés, inglés, sueco, francés e italiano. Lamentablemente, su obra es casi desconocida en español. En el periódico francés Le Monde se afirmó por primera vez que, literariamente, Manea es heredero de Kafka. En 1979 recibió el premio de la Asociación de Escritores de Bucarest y en 1984 habría recibido el premio de la Unión de Escritores de Rumania si las autoridades de su país no se lo hubieran impedido. Entre sus obras destacan La biografía robot y otras historias, libro traducido al alemán, La iniciación, traducido al holandés, Una ventana sobre la clase obrera, traducido al alemán, La gabardina, también traducido al alemán, y El té de Proust, traducido al francés. En 1987 fue huésped de un programa artístico en Berlín Oeste. En 1988 estuvo en Washington con una beca Fulbright y actualmente es asociado internacional de la Academia Internacional para Estudios y Artes. Para Norman Manea, la literatura es un espacio adecuado para purgar los errores, los horrores de los hombres, sus injusticias, sus torturas, sus cegueras y sus excesos, la locura totalitaria y la sed de empobrecerlo todo con el poder. Junto con los sobrevivientes de su familia, Manea estuvo 4 años, de 1941 a 1945, en un campo de concentración de Transnistria, en Ucrania. Al salir del campo supo que debido a los acuerdos de Yalta, su país quedaba en la zona de influencia soviética, que sería más tarde gobernada por un déspota, Ceausescu. En la obra de Manea ocupan un lugar destacado la catástrofe, el desastre, el holocausto, la vida cotidiana en un estado totalitario. Je vais commencer à vous poser des questions. À 5 ans, vous avez commencé en exil. À 50 ans, vous avez commencé un autre. Tous les deux exils sont très importants dans votre vie, mais je voudrais commencer par les commencements. Est-ce que nous pouvons commencer par votre enfance, par les années que vous avez vécues dans les camps de concentration de Transnistria? Lagărul de concentrare, de fapt, n-a fost un exil. A fost o bruscă plonjare pentru un copil de 5 ani într-un univers absurd și apăsător. Un copil care, până la acea dată, trăia fericit în familia lui și brusc, într-o zi, s-a trezit în stepa ucraineană împreună cu cei de aceeași, să zicem, vină în ghilimele de a fi de altă naționalitate. Și această peregrinare din 40 până în 45 a marcat, desigur, în mod profund existența mea, deși în alt mod decât exilul care a început la 50 de ani. Amintirile acestei perioade nu sunt pentru mine epice. Nu este vorba de o epică. Sunt amintiri adânc îngropate undeva în memoria mea și adânc impregnate în sensibilitatea care m-a format. De altfel, ceea ce am scris despre această experiență este mai curând o transfigurare a acestei experiențe, încât cu dificultate aș putea să fiu numit, cum am fost, de fapt, numit un scriitor al Holocaustului. Nu sunt un scriitor al Holocaustului, dar sunt un scriitor a cărui operă și a cărui existență este legată de acest tragic
eveniment al acestui secol. Deci, efectul, un efect dureros de fragilizare, de sensibilizare, a început prin această experiență tragică. Nu știu cum aș fi fost dacă nu aș fi trecut prin experiența asta, dar știu în mod foarte precis că trecând prin ea, am devenit deosebit de receptiv la suferință, la tot ce este suferință umană, la nedreptatea umană, la mutualitate, la cordialitate, la toleranță și, nu în ultimul rând, la iubire. Dacă a existat și o parte bună a acestei tragice cufundări în întuneric, a fost poate această prematură școală în copilărie, din care am ieșit vârstnic, dar cu o imensă dorință de a înțelege și de a ameliora în măsura în care pot tot ce este opresiune, tot ce este teroare, tot ce înseamnă de fapt suferință omenească. Scrisul a fost în acest sens pentru mine un mod de a ieși din această experiență, un mod de a-mi găsi o identitate în limbă și în operă și prin scris să mă apăr de tot ceea ce din nefericire și ulterior a venit ca un asalt împotriva intimității, împotriva ceea ce este un individ. În fel, aș zice că cum Shakespeare spunea, maturitatea este totul și deci trebuie să privim însăși biografia mea dinspre maturitate, mai ales din momentul în care ea s-a realizat ca expresie spirituală, ca expresie literară. Qu'est-ce qu'ils ont été pour vous les premières années de l'après-guerre? Am avut acum câțiva ani la Paris o discuție cu un coleg, un scriitor român dizident, care este de aceeași vârstă cu mine și care mi-a spus că la 9 ani el a înțeles deja natura monstruoasă a comunismului. Pentru mine nu a fost așa. La 9 ani, în 1945, când am întors din lagăr în România, viața a însemnat pentru mine un miracol. A însemnat, de fapt, redescoperirea detaliilor cotidiene, redescoperirea normalității vieții, redescoperirea, sau, de fapt, descoperirea jocului și poate ca experiență fundamentală descoperirea cărților, descoperirea lecturilor. Prima perioadă eu aș numi-o după război pentru mine o perioadă de imensă fericire, de imensă așteptare, de pregătire pentru ceva frumos și înalt.
pentru ieșirea din acea catastrofă care a fost războiul și lagărul și intrarea în normalitatea vieții, într-o atmosferă de familie, într-o atmosferă de școală, cu tot ceea ce înseamnă această ambianță de firesc. Eu am acceptat-o ca unul din darurile aproape incredibile care mi s-au dat. Deci, primii ani după război au fost pentru mine o întâlnire a fericirii și o așteptare a ei, una candidă, inocentă, de copil. Din nefericire am descoperit foarte curând apoi realitatea din spatele realității și aș putea să spun că la 17 ani eram deja conștient de echivocul foarte periculos, viclean și crud, foarte crud, al societății, așa zis, socialiste. Pentru că era o societate care își spunea socialistă, dar care amâna, de fapt, zilnic idealul și proiectul socialist spre un viitor nedefinit. Cum am parcurs distanța în timp de la 17 ani până la 50, când am părăsit România, cum am reușit să suport, să exist și să public și să fiu apreciat ca scriitor, este o istorie foarte complicată, care ține de ambiguitatea vieții, care ține de o luptă încăpățânată, aș zice, pentru păstrarea identității, dar care își are articularea în înțelegerea totuși timpului la 17 ani ca adolescent a realității în care trăiam și cu care am luptat în mod constant, nu ca un militant, nu ca un revoluționar, ci ca un scriitor. Deci am luptat prin cărțile mele, nu am fost un dizident. Dizidentul înseamnă cineva care a fost într-o biserică, într-un partid și părăsește. N-am fost niciodată în acest tip de grupare. Am făcut parte din acea opoziție tăcută sau fățișă, când tăcută, când fățișă, pe care a reprezentat-o intelectualitatea și mediul artistic în România, în țările socialiste și care cred că își menține același rol, fie și modificat de condițiile sociale, dar fundamental același rol și în Occident. Mais quand est-ce que vous avez été réellement séduit par la littérature? Quand est-ce que ça a commencé? E greu de spus pentru cineva un moment foarte precis când începe ceea ce va deveni un destin. Dar poate că ar trebui să căutăm un asemenea moment. Eu aș putea să localizez un asemenea moment, firește că n-a fost singur. Aș spune, deci, că era o sensibilitate pregătită pentru a fi altfel decât ceilalți, pentru că a avut un început diferit de începutul normal al celorlalți. Dar momentul precis al unei conexii profunde cu literatura a fost un moment al fascinației lecturii. Lectura a fost primul moment când s-a stabilit acest acord adânc și care ulterior a devenit încercarea de a crea chiar o operă proprie.
Îmi aduc aminte, în primăvara lui 1945, printre darurile care mi s-au făcut, la câteva luni după ce m-am întors din lagăr, a fost un volum de povestiri al unui scriitor de mare talent, scriitor folcloric, un scriitor popular, un volum de basme de Ion Creangă, de care nu m-am mai dezlipit. A fost încântarea nu doar în fața unui univers miraculos, special, a fost încântarea, cred, în primul rând, față de limbă. Și am descoperit atunci, în cuvânt, un miracol. Înainte de a descoperi că cuvântul poate fi o armă care să fie utilizată împotriva ta și pe care să o utilizezi eventual, cuvântul a fost în acea perioadă pentru mine un miracol, a rămas, sper, în parte așa, și scrisul mi-a oferit astfel o șansă deosebită. De a mă apăra de realitate, de a evada din realitate, de a o înțelege însă mai bine uneori și chiar de a o exprima. Toate acestea la un loc au însemnat, de fapt, în cele din urmă, angajamentul meu literar, angajamentul meu ca scriitor. A fost un mod de a-mi găsi, de a-mi exprima și de a-mi păstra identitatea. Ben alors, d'après tout ce que vous me racontez de votre vie, de votre expérience avec la littérature, est-il faux de croire que dans votre œuvre, et il y a surtout du pessimisme, de la catastrophe, carrément. Parce qu'il bon, y a des journaux qui ont parlé de ça. En vous rapprochant, jusqu'à un certain point, d'un quelconque héritage de Kafka, par exemple. Kafka a imaginé un univers terrifiant, un univers de horreur. El este un caz extraordinar al literaturii moderne. Eu am trecut printr-o viață terifiantă. Biografia mea este așa. Desigur că opera nu este o operă veselă și nu este o operă de relaxare, dar nu aș crede că este într-un mod definitiv închisă în pesimismul ei. Cred că există zone de umor și de joc în ceea ce am scris. Cred că există o vitalitate a sarcasmului care nu este neapărat pesimistă. Cred că există un profund sentiment de revoltă împotriva nedreptății și revolta, prin definiție, nu este pesimistă, pentru că un pesimist acceptă, într-un fel, realitatea. Dacă se revoltă, înseamnă că speră în altceva și vrea să remedieze ceva. Deci există, cred, aceste aspecte care, fără să fie antiteza pesimismului, totuși nu fac parte din pesimism, nu îl constituie. Există o latură, însă, cred, melancolică în scrierile mele și există în unele porțiuni ale epicii pe care am scris-o
fieste zone întunecate. Privind în adâncul omului, încercând să înțelegem bine și răul care există acolo, descoperim adesea regiuni de patologie și de întuneric care ne înspăimântă și pe care, ca scriitori, nu putem să le ocolim. Exprimându-le însă, încercând să dăm o expresie, o imagine literară, acesta este deja un pas pentru depășire, pentru exorcizare, pentru transfigurarea suferinței și cred că este deja, oricât de fragil, oricât de vulnerabil, un prim stimul spre speranță. Mais alors, comment est-ce qu'il se passait la vie quotidienne de l'écrivain dans la, pendant la dictature communiste, tout particulièrement pendant Ceausescu? C'est-à-dire, quelles étaient les possibilités de révolte d'un écrivain sur le plan de l'écriture? Je ne parle pas de l'idéologie du politique, mais plus, surtout de, au niveau de la littérature. Communisme en Roumanie nu a însemnat numai Ceaușescu. După război a fost o perioadă înainte de Ceaușescu, până în 64, care a fost perioada stalinistă și post-stalinistă, care putem să spunem că a fost un tip de dictatură de stânga, cu perioade mai întunecate, cu perioade ușor relaxate. Perioada Ceaușescu este o perioadă mai complicată, mai ambiguă, mai vicleană și sfârșește în ultimul deceniu al ei într-o combinație între fascism și comunism. Deci nu a fost, nu se poate caracteriza ca o dictatură tipic de stânga. Viața cotidiană a avut toate aspectele acestor treceri. Atâta timp cât dictatura a fost strict de stânga, existau niște criterii ideologice. În momentul în care dictatura a devenit un amestec de fascism și comunism, de fapt un tip de dictatură foarte complicată, latino-americană, aș zice, pentru că România este o țară latină, în care partea ideologică a contat mai puțin, a contat mult mai mult cruzimea, represiunea. Cum poți în această situație supraviețui ca scriitor și ce poți să faci? Lupta noastră în Est, ca scriitor, ca artiști, a fost o luptă printr-un cod. Am creat un cod de legătură între noi și cititori. Acest cod a fost înțeles de cititor, din păcate adesea a fost înțeles și de cenzor. Și am luptat pentru fiecare din cărțile noastre. Eu am debutat în 1966 cu o povestire de dragoste, quasi erotică. În acel moment a scrie un acest tip de povestie. Povestia se numea Fierul de călcat dragostea. Era un act iconoclast și am suportat de la debut o campanie foarte violentă împotriva mea și împotriva celorlalți care publicau în această mică revistă de avantgardă care a fost interzisă după 6 numere, de fapt. Dar nu era nimic politic în această poveste, absolut nimic. Noi voiam să fugim de politic, să evităm politicul și să scriem despre existență și despre om.
acesta era deja un act pe care regimul nu îl putea accepta. Și regimul ne-a forțat, pas cu pas, să devenim politici. În anii 70-80, și romanele mele și scrierile mele au devenit tot mai politice. Eu nu am dorit acest lucru. Un moment în care autoritățile culturale și politice ne sfătuiau să nu ne ocupăm de politică. De ce nu scriem despre dragoste? Despre aspectele frumoase ale vieții? Noi nu mai puteam să suportăm ce se întâmpla și nu mai puteam sta deoparte. Opera noastră, opera scriitorilor care au scris în această perioadă, este profund marcată și, din nefericire, aș zice că e marcată nu numai în sens pozitiv, ci și în sens negativ, de existența prin care am trecut, de nevoia de codificare, de lupta cu cenzorul, de lupta cu organele culturale de partid. Totuși, în aceste condiții, în ultimii 15-20 de ani în România, datorită ambiguității sistemului, sistemul nu mai era coerent, era un sistem ambigu, era un sistem viclean, și în acest sistem de ambiguități, literatura a reușit adesea să se strecoare. Tot mai dificil în ultimul deceniu, aproape imposibil în ultimii ani de, aș zice, demență deja a dictatorului. Este dificil de intrat în detalii, a fost o luptă epuizantă. Vom cântări acum ce rămâne din tot ceea ce a fost. A fost o luptă dificilă cu cenzorul, cu propriile noastre aspirații, cu faptul că am fost rupți de lume, a fost o luptă pentru a obține cărțile din Occident, ce se scrie în Occident, pentru a ne compara cu colegii, cu artiștii noștri din Occident, cu artiștii occidentali, adică vreau să spun, și a vedea dacă ceea ce facem noi acolo, din punct de vedere artistic, este valabil. Într-o țară în care mașinile de scris nu erau îngăduite decât printr-o autorizație specială de la poliție și pe care în fiecare an trebuia să o reînnoim, se înțelege și din acest mic amănunt ce a însemnat lupta cu cenzorul, cu realitatea din jur. Cuvinte simple, cuvinte precum cafea, dictator, fascism, stalinism, homosexual. Toate aceste cuvinte erau cuvinte pe care cenzorul nu le accepta. Un cuvânt ca Dumnezeu, de pildă. Un cuvânt precum sex. Cum se poate crea literatură în aceste condiții? Am încercat totuși să o creăm. Cred că am reușit parțial, dar chiar și această reușită parțială pentru condițiile date reprezintă, după părerea mea, o extraordinară victoria spiritului asupra barbariei. Ben alors, d'après tout ce que vous racontez, il est peut-être légitime de dire que c'est ça qui fait la différence entre la fin de la dictature en Roumanie et la fin du totalitarisme dans des pays comme la Tchécoslovaquie ou l'Hongrie. Et c'est-à-dire que les conditions sont tout à fait différentes. Et à ce moment-là, je me demande qui est, par exemple, un personnage comme Ion Iliescu. Ion Iliescu, care este acum președintele României, era în anii când eu am intrat în literatură, când eu am debutat, secretarul general al Uniunii Tineretului Comunist. Este ciudat, este interesant și este semnificativ, cred, că pentru această perioadă de aproape 45 de ani de dictatură comunistă, România a avut doar 3 conducători. Și este interesantă relația dintre ei.
1945, când Gheorghiu Dej a devenit secretar general al partidului, practic conducătorul țării, Ceaușescu era secretar general al Uniunii Tineretului Comunist. În 1964, când Ceaușescu a devenit secretar general al partidului, de fapt prim secretar, s-a schimbat denumirea, Iliescu a fost numit, ales, prim secretar al Uniunii Tineretului Comunist. Există, deci, o linie de continuitate, ceea ce nu înseamnă că aceste personaje sunt identice. Există un trecut profund comunist al lui Iliescu. După părerea mea, este un om care nu are o instruire elementară în ceea ce privește democrația și chiar dacă este un om de bune intenții, ceea ce este foarte posibil, nu are noțiunile, nu are experiența democrației. Este adevărat că nici Gorbaciov nu a avut experiența democrației și totuși a devenit foarte repede pragmatic. Până în acest moment, Iliescu nu a arătat această elasticitate, această maleabilitate, ci dimpotrivă a arătat o sumedenie de reticențe, de întârzieri, de mistificări, care țin de o structură de activist de partid și nu a arătat semnele care să ne încurajeze, cel puțin văzându-l de aici, de departe, să ne încurajeze să sperăm că poate ține pasul cu o transformare rapidă spre democrație, căci România are nevoie de o transformare rapidă spre democrație. Viitorul va arăta, oricum demonstrațiile de la București din ultimele luni, arată o mare nemulțumire. Deși populația este, înțeleg, fidelă lui Iliescu, populația are nevoie de un fel de imagine de stabilitate, de încredere, de promisiune. Ce se va întâmpla foarte curând este greu de spus. După părerea mea, este totuși un guvern de tranziție. Il y a donc beaucoup de différences entre la situation qui existe à l'heure actuelle en Roumanie et comparativement avec des pays comme la Tchécoslovaquie, l'Hongrie. Ben, je crois que c'est évident de tout ce que vous dites, à partir de ce que vous dites. Et alors je me demande, j'ai entendu dire récemment que à l'heure actuelle, par exemple, en Tchécoslovaquie, les poètes, les écrivains, les romanciers sont au ministère, sont dans les mairies, et par-ci, par-là. Mais quel est l'avenir d'un écrivain roumain en Roumanie? Et ben, quel est l'avenir des écrivains dans son propre pays? România este diferită de celelalte țări din Est. În primul rând, pentru că România este la porțile Orientului. Este o țară cu un paradox fundamental în structura ei, pentru că este o țară latină și este în același timp o țară creștin-ortodoxă. Deci latinitatea o acordează spre Occident, biserica creștin-ortodoxă o acordează spre Orient, spre Rusia. Această sciziune de adâncime este doar unul din paradoxurile României. România este după 50 de ani de dictatură, de dreapta și de stânga. Ultimii 20 de ani au fost absolut insuportabili. A fost cea mai crudă dictatură comunistă din Estul Europei. Recuperarea din această situație este foarte dificilă. După 12 ani de fascism în Germania, procesul de decantare morală, de purificare, de restructurare democratică a fost destul de dificil. După 50 de ani de dictatură, în România, cu altă tradiție culturală, este cu atât mai dificil.
Multe se va schimba. Se va schimba și rolul scriitorului și rolul literaturii. Scriitorul a avut în această perioadă de dictatură un rol, după părerea mea, crescut în mod artificial. El a fost ori cumpărat de guvern și a devenit un poet, un scriitor de curte, lăudând regimul și scriind tot felul de minciuni prin ziare sau chiar prin cărți, sau a devenit un dizident sau un oponent de care regimul era speriat. Pentru că într-o țară, într-o societate în care nu se putea discuta deschis istorie, sociologie, psihologie, cititorul și cititorul care nici nu avea prea multe mijloace de distracție, de anumite, căuta în cărți adevărul. Îl căuta prin aluzii, căuta și adevărul istoric, căuta și adevărul social. Și literatura îndeplinea un rol foarte artificial, dar un rol important. Dacă societatea românească va deveni o societate normală, ceea ce înseamnă o societate democratică, și literatura va trebui să-și accepte un rol mai modest, mai normal, ca în orice societate democratică. Scriitorul va trebui, cum am afirmat-o de multe ori și în România, să-și respecte îndatoririle de cetățean și de persoană publică care prin structura lui este legată de justiție și de adevăr, în același timp în opera sa el va trebui să rămână fidel criteriului estetic. Literatura va ocupa un rol mai modest, dar își va regăsi substanța autentică, își va regăsi spre marile teme ale tradiției ei umaniste, temele dintotdeauna, care sunt iubirea și moartea și suferința și speranța. Va exista, deci, partea bună și partea mai puțin confortabilă, dar va fi măcar o situație normală. Bon, pour finir, je voudrais vous poser une dernière question. À 50 ans, 45 après votre premier exil, vous avez été obligé à un deuxième exil. Depuis lors, vous avez connu des pays occidentaux. Alors, je me demande, quelles sont les différences profondes que vous trouvez entre un pays comme la Roumanie et les pays d'Occident? Et surtout, je vous pose la question sur le plan moral. Vous trouvez beaucoup de différences? Vous croyez qu'il y a quelque chose de très différent entre un pays comme la Roumanie et l'Occident moderne? Sunt diferențe importante. Adică sunt diferențele create prin patologia dictaturii timp de 50 de ani care a marcat două sau mai mult de două generații. Nu știu cât este de puternic criteriul moral în Occident. Nu aș vrea să exagerez această importanță. Dar într-o societate economică mai stabilă și mai modernă, relațiile umane pot fi relativ normale chiar fără criterii morale foarte înalte. Sub dictatură lucrurile stau altfel. Cum am spus, România e într-o poziție geografică și istorică complicată, are o tradiție culturală diferită, o tradiție religioasă diferită, nu are o tradiție revoluționară. România a fost sub Imperiul Otoman multă vreme, a încercat și a învățat să se adapteze. A avut un vecin foarte puternic, Rusia și Uniunea Sovietică. Biserica ortodoxă nu a fost deloc la înălțimea misiunii ei. Aș spune că
Așa cum ați spus chestiunea moralității și a unui crez moral, fără să exagerez importanța asta, pentru că cred că există și o serie de alți factori foarte importanți, economic, social, istoric, dar criteriul moral mi se pare teribil de important, mai ales în această perioadă de renovare, de renaștere, de schimbare. Fără o fundamentală, aș zice, schimbare de optică morală, nu se va putea face o transformare reală. Asistăm astăzi în România la un grotesc nou oportunism, foarte grăbit, toată lumea își clamează inocența, toți văd în celălalt vinovatul, nimeni nu, sau foarte puțin sunt cei care acceptă o privire autocritică, autentică. Fără un examen lucid, sever și onest al acestei perioade, fără un examen onest al istoriei românești, cu tendințele ei de extremism, mai ales pe dreapta, trebuie să spun, căci comunismul a fost un fenomen total străin României, dar dictatura de dreapta nu a fost. Fără un astfel de examen, cred că România se va afla din nou într-o fundătură. Dar vreau să sper, pentru că am prieteni mulți acolo, pentru că cunosc oameni extraordinari acolo, pentru că pot revela în tradiția românească și accente importante și personalități importante care exprimă un crez democratic și umanist, aș dori să sper că toate aceste îndoieli ale noastre, îngrijorări ale noastre, se vor dovedi neîntemeiate și procesul va evolua rapid spre o normalitate și spre a readuce România în Europa, cum a fost și cum ar trebui să fie. Și Manea, je vous remercie beaucoup de votre réponse. Mă rog, sim. Treasures, scenic wonders of America. Travel across the country to explore magnificent vistas, pristine wilderness, rugged frontier, even a North American rainforest. Plus, we'll take you on.
Norman Manea nació en Bucovina, Rumania, en 1936. Es autor de 5 novelas, 3 volúmenes de cuentos y 2 libros de ensayos. Heinrich Böll logró que las obras de Manea fueran traducidas y publicadas en Occidente. Existen traducciones de sus obras en alemán, hebreo, holandés, inglés, sueco, francés e italiano. Lamentablemente, su obra es casi desconocida en español. En el periódico francés Le Monde se afirmó por primera vez que, literariamente, Manea es heredero de Kafka. En 1979 recibió el premio de la Asociación de Escritores de Bucarest y en 1984 habría recibido el premio de la Unión de Escritores de Rumania si las autoridades de su país no se lo hubieran impedido. Entre sus obras destacan La biografía robot y otras historias, libro traducido al alemán, La iniciación, traducido al holandés, Una ventana sobre la clase obrera, traducido al alemán, La gabardina, también traducido al alemán, y El té de Proust, traducido al francés. En 1987 fue Norman Manea nació en Bucovina, Rumania, en 1936. Es autor de 5 novelas, 3 volúmenes de cuentos y 2 libros de ensayos. Heinrich Böll logró que las obras de Manea fueran traducidas y publicadas en Occidente. Existen traducciones de sus obras en alemán, hebreo, holandés, inglés, sueco, francés e italiano. Lamentablemente, su obra es casi desconocida en español. En el periódico francés Le Monde se afirmó por primera vez que, literariamente, Manea es heredero de Kafka. En 1979 recibió el premio de la Asociación de Escritores de Bucarest y en 1984 habría recibido el premio de la Unión de Escritores de Rumania si las autoridades de su país no se lo hubieran impedido. Entre sus obras destacan La biografía robot y otras historias, libro traducido al alemán, La iniciación, traducido al holandés, Una ventana sobre la clase obrera, traducido al alemán, La gabardina, también traducido al alemán, y El té de Proust, traducido al francés. En 1987 fue huésped de un programa artístico en Berlín Oeste. En 1988 estuvo en Washington con una beca Fulbright y actualmente es asociado internacional de la Academia Internacional para Estudios y Artes. Para Norman Manea, la literatura es un espacio adecuado para purgar los errores, los horrores de los hombres, sus injusticias, sus torturas, sus cegueras y sus excesos, la locura totalitaria y la sed de empobrecerlo todo con el poder. Junto con los sobrevivientes de su familia, Manea estuvo 4 años, de 1941 a 1945, en un campo de concentración de Transnistria, en Ucrania. Al salir del campo supo que debido a los acuerdos de Yalta, su país quedaba en la zona de influencia soviética, que sería más tarde gobernada por un déspota, Ceausescu. En la obra de Manea ocupan un lugar destacado la catástrofe, el desastre, el holocausto, la vida cotidiana en un estado totalitario. Je vais commencer à vous poser des questions. À 5 ans, vous avez commencé en exil. À 50 ans, vous avez commencé un autre. Tous les deux exils sont très importants dans votre vie, mais je voudrais commencer par les commencements. Est-ce que nous pouvons commencer par votre enfance, par les années que vous avez vécues dans les camps de concentration de Transnistria? Lagerul de concentrare, de fapt, n-a fost un exil. A fost o bruscă plonjare pentru un copil de 5 ani într-un univers absurd și apăsător. Un copil care, până la acea dată, trăia fericit în familia lui și brusc, într-o zi, s-a trezit în stepa ucraineană împreună cu cei de aceeași, să zicem, vină în ghilimele de a fi de altă naționalitate
Și această peregrinare, din 40 până în 45, a marcat, desigur, în mod profund existența mea, deși în alt mod decât exilul care a început la 50 de ani. Amintirile acestei perioade nu sunt pentru mine epice. Nu este vorba de o epică. Sunt amintiri adânc îngropate undeva în memoria mea și adânc impregnate în sensibilitatea care m-a format. De altfel, ceea ce am scris despre această experiență este mai curând o transfigurare a acestei experiențe, încât cu dificultate aș putea să fiu numit, cum am fost de fapt numit, un scriitor al Holocaustului. Nu sunt un scriitor al Holocaustului, dar sunt un scriitor a cărui operă și a cărui existență este legată de acest tragic eveniment al acestui secol. Deci, efectul, un efect dureros de fragilizare, de sensibilizare, a început prin această experiență tragică. Nu știu cum aș fi fost dacă nu aș fi trecut prin experiența asta, dar știu în mod foarte precis că trecând prin ea, am devenit deosebit de receptiv la suferință, la tot ce este suferință umană, la nedreptatea umană, la mutualitate, la cordialitate, la toleranță și, nu în ultimul rând, la iubire. Dacă a existat și o parte bună a acestei tragice cufundări în întuneric, a fost poate această prematură școală în copilărie, din care am ieșit vârstnic, dar cu o imensă dorință de a înțelege și de a ameliora în măsura în care pot tot ce este opresiune, tot ce este teroare, tot ce înseamnă de fapt suferință omenească. Scrisul a fost în acest sens pentru mine un mod de a ieși din această experiență, un mod de a-mi găsi o identitate în limbă și în operă și prin scris să mă apăr de tot ceea ce din nefericire și ulterior a venit ca un asalt împotriva intimității, împotriva ceea ce este un individ. În fel, aș zice că, cum Shakespeare spunea, maturitatea este totul și deci trebuie să privim însăși biografia mea dinspre maturitate, mai ales din momentul în care ea s-a realizat ca expresie spirituală, ca expresie literară. Qu'est-ce qu'ils ont été pour vous les premières années de la après-guerre? Am avut acum câțiva ani la Paris o discuție cu un coleg, un scriitor român dizident, care este de aceeași vârstă cu mine și care mi-a spus că la 9 ani el a înțeles,
deja natura monstruoasă a comunismului. Pentru mine nu a fost așa. La 9 ani, în 1945, când am întors din lagăr în România, viața a însemnat pentru mine un miracol. A însemnat, de fapt, redescoperirea detaliilor cotidiene, redescoperirea normalității vieții, redescoperirea, sau de fapt descoperirea, jocului. Și poate, ca experiență fundamentală, descoperirea cărților, descoperirea lecturilor. Prima perioadă, eu aș numi-o după război, pentru mine, o perioadă de imensă fericire, de imensă așteptare, de pregătire pentru ceva frumos și înalt. Pentru că ieșirea din acea catastrofă, care a fost războiul și lagărul, și intrarea în normalitatea vieții, într-o atmosferă de familie, într-o atmosferă de școală, cu tot ceea ce înseamnă această ambianță de firesc. Eu am acceptat-o ca unul din darurile aproape incredibile care mi s-au dat. Deci, primii ani după război au fost pentru mine o întâlnire a fericirii și o așteptare a ei, una candidă, inocentă, de copil. Din nefericire am descoperit foarte curând apoi realitatea din spatele realității și aș putea să spun că la 17 ani eram deja conștient de echivocul foarte periculos, viclean și crud, foarte crud, al societății, așa zis, socialiste. Pentru că era o societate care își spunea socialistă, dar care amâna, de fapt, zilnic idealul și proiectul socialist spre un viitor nedefinit. Cum am parcurs distanța în timp de la 17 ani până la 50, când am părăsit România, cum am reușit să suport, să exist și să public și să fiu apreciat ca scriitor, este o istorie foarte complicată, care ține de ambiguitatea vieții, care ține de o luptă încăpățânată, aș zice, pentru păstrarea identității, dar care își are articularea în înțelegerea totuși timpurie la 17 ani ca adolescent a realității în care trăiam și cu care am luptat în mod constant, nu ca un militant, nu ca un revoluționar, ci ca un scriitor. Deci am luptat prin cărțile mele, nu am fost un dizident. Dizidentul înseamnă cineva care a fost într-o biserică, într-un partid și părăsește. Eu n-am fost niciodată în acest tip de grupare. Am făcut parte din acea opoziție tăcută sau fățișă, când tăcută, când fățișă, pe care a reprezentat-o intelectualitatea și mediul artistic în România, în țările socialiste, și care cred că își menține același rol, fie și modificat de condițiile sociale, dar fundamental același rol și în Occident.
Mais quand est-ce que vous avez été réellement séduit par la littérature? Quand est-ce que ça a commencé? E greu de spus pentru cineva un moment foarte precis când începe ceea ce va deveni un destin. Dar poate că ar trebui să căutăm un asemenea moment. Eu aș putea să localizez un asemenea moment, firește că n-a fost singur. Aș spune deci că era o sensibilitate pregătită pentru a fi altfel decât ceilalți, pentru că a avut un început diferit de începutul normal al celorlalți. Dar momentul precis al unei conexii profunde cu literatura a fost un moment al fascinației lecturii. Lectura a fost primul moment când s-a stabilit acest acord adânc și care ulterior a devenit încercarea de a crea chiar o operă proprie. Îmi aduc aminte în primăvara lui 1945, printre darurile care mi s-au făcut la câteva luni după ce m-am întors din lagăr, a fost un volum de povestiri al unui scriitor de mare talent, scriitor folcloric, un scriitor popular, un volum de basme de Ion Creangă, de care nu m-am mai dezlipit. A fost încântarea nu doar în fața unui univers miraculos, special, a fost încântarea, cred, în primul rând, față de limbă. Și am descoperit atunci, în cuvânt, un miracol. Înainte de a descoperi că cuvântul poate fi o armă care să fie utilizată împotriva ta și pe care să o utilizezi eventual. Cuvântul a fost în acea perioadă pentru mine un miracol, a rămas, sper, în parte așa, și scrisul mi-a oferit astfel o șansă deosebită. De a mă apăra de realitate, de a evada din realitate, de a o înțelege însă mai bine uneori și chiar de a o exprima. Toate acestea la un loc au însemnat, de fapt, în cele din urmă, angajamentul meu literar, angajamentul meu ca scriitor. A fost un mod de a-mi găsi, de a-mi exprima și de a-mi păstra identitatea. Ben alors, d'après tout ce que vous me racontez de votre vie, de votre expérience avec la littérature, est-il faux de croire que dans votre œuvre, et il y a surtout du pessimisme, de la catastrophe, carrément. Parce qu'il bon, y a des journaux qui ont parlé de ça. En vous rapprochant, jusqu'à un certain point, d'un quelconque héritage de Kafka, par exemple. Kafka a imaginé un univers terrifiant, un univers de horreur. El este un caz extraordinar al literaturii moderne. Eu am trecut printr-o viață terifiantă. Biografia mea este așa. Desigur că opera nu este o operă veselă și nu este o operă de relaxare. Dar nu aș crede
că este într-un mod definitiv închisă în pesimismul ei. Cred că există zone de umor și de joc în ceea ce am scris. Cred că există o vitalitate a sarcasmului care nu este neapărat pesimistă. Cred că există un profund sentiment de revoltă împotriva nedreptății și revolta, prin definiție, nu este pesimistă, pentru că un pesimist acceptă, într-un fel, realitatea. Dacă se revoltă, înseamnă că speră în altceva și vrea să remedieze ceva. Deci există, cred, aceste aspecte care, fără să fie antiteza pesimismului, totuși nu fac parte din pesimism, nu îl constituie. Există o latură, însă, cred, melancolică în scrierile mele și există în unele porțiuni ale epicii pe care am scris-o, firește zone întunecate. Privind în adâncul omului, încercând să înțelegem bine și răul care există acolo, descoperim adesea regiuni de patologie și de întuneric care ne înspăimântă și pe care, ca scriitori, nu putem să le ocolim. Exprimându-le însă, încercând să dăm o expresie, o imagine literară, acesta este deja un pas pentru depășire, pentru exorcizare, pentru transfigurarea suferinței și cred că este deja, oricât de fragil, oricât de vulnerabil, un prim stimul spre speranță. Mais alors, comment est-ce qu'il se passait la vie quotidienne de l'écrivain dans la, pendant la dictature communiste, tout particulièrement pendant Ceausescu? C'est-à-dire, quelles étaient les possibilités de révolte d'un écrivain sur le plan de l'écriture? Je ne parle pas de l'idéologie du politique, mais plus, surtout de, au niveau de la littérature. Communisme en Roumanie nu a însemnat numai Ceaușescu. După război a fost o perioadă înainte de Ceaușescu, până în 64, care a fost perioada stalinistă și post-stalinistă, care putem să spunem că a fost un tip de dictatură de stânga. Cu perioade mai întunecate, cu perioade ușor relaxate. Perioada Ceaușescu este o perioadă mai complicată, mai ambiguă, mai vicleană și sfârșește în ultimul deceniu al ei într-o combinație între fascism și comunism. Deci nu a fost, nu se poate caracteriza ca o dictatură tipic de stânga. Viața cotidiană a avut toate aspectele acestor treceri. Atâta timp cât dictatura a fost strict de stânga, existau niște criterii ideologice. În momentul în care dictatura a devenit un amestec de fascism și comunism, de fapt un tip de dictatură foarte complicată, latino-americană, aș zice, pentru că România este o țară latină, în care partea ideologică a contat mai puțin, a contat mult mai mult cruzimea, represiunea. Cum poți în această situație supraviețui ca scriitor și ce poți să faci?
Lupta noastră în Est, ca scriitor, ca artiști, a fost o luptă printr-un cod. Am creat un cod de legătură între noi și cititori. Acest cod a fost înțeles de cititor, din păcate adesea a fost înțeles și de cenzor. Și am luptat pentru fiecare din cărțile noastre. Eu am debutat în 1966 cu o povestire de dragoste, quasi erotică. În acel moment a scrie un acest tip de povestie. Povestia se numea Fierul de călcat dragostea. Era un act iconoclast și am suportat de la debut o campanie foarte violentă împotriva mea și împotriva celorlalți care publicau în această mică revistă de avantgardă care a fost interzisă după 6 numere, de fapt. Dar nu era nimic politic în această poveste, absolut nimic. Noi voiam să fugim de politic, să evităm politicul și să scriem despre existență și despre om. Acesta era deja un act pe care regimul nu-l putea accepta. Și regimul ne-a forțat, pas cu pas, să devenim politici. În anii 70 și 80, și romanele mele și scrierile mele au devenit tot mai politice. Eu nu am dorit acest lucru. Un moment în care autoritățile culturale și politice ne sfătuiau să nu ne ocupăm de politică. De ce nu scriem despre dragoste? Despre aspectele frumoase ale vieții? Noi nu mai puteam să suportăm ce se întâmpla și nu mai puteam sta deoparte. Opera noastră, opera scriitorilor care au scris în această perioadă, este profund marcată și, din nefericire, aș zice că e marcată nu numai în sens pozitiv, ci și în sens negativ, de existența prin care am trecut, de nevoia de codificare, de lupta cu cenzorul, de lupta cu organele culturale de partid. Totuși, în aceste condiții, în ultimii 15-20 de ani în România, datorită ambiguității sistemului. Sistemul nu mai era coerent, era un sistem ambigu, era un sistem viclean și în acest sistem de ambiguități, literatura a reușit adesea să se strecoare. Tot mai dificil în ultimul deceniu, aproape imposibil în ultimii ani de, aș zice, demență deja a dictatorului. Este dificil de intrat în detalii, a fost o luptă epuizantă. Vom cântări acum ce rămâne din tot ceea ce a fost. A fost o luptă dificilă cu cenzorul, cu propriile noastre aspirații, cu faptul că am fost rupți de lume, a fost o luptă pentru a obține cărțile din Occident, ce se scrie în Occident, pentru a ne compara cu colegii, cu artiștii noștri din Occident, cu artiștii occidentali, adică vreau să spun, și a vedea dacă ceea ce facem noi acolo, din punct de vedere artistic, este valabil. Într-o țară în care mașinile de scris nu erau îngăduite decât printr-o autorizație specială de la poliție, și pe care în fiecare an trebuia să o reînnoim, se înțelege și din acest mic amănunt ce a însemnat lupta cu cenzorul, cu realitatea din jur. Cuvinte simple, cuvinte precum cafea, dictator, fascism, stalinism, homosexual. Toate aceste cuvinte erau cuvinte pe care cenzorul nu le accepta. Un cuvânt ca Dumnezeu, de pildă. Un cuvânt precum sex. Cum se poate crea literatură în aceste condiții? Am încercat totuși să o creăm. Cred că am reușit parțial, dar chiar și această reușită parțială pentru condițiile date
reprezintă după părerea mea o extraordinară victoria spiritului asupra barbariei. Ben alors, d'après tout ce que vous racontez, il est peut-être légitime de dire que c'est ça qui fait la différence entre la fin de la dictature en Roumanie et la fin du totalitarisme dans des pays comme la Tchécoslovaquie ou la Hongrie. Et c'est-à-dire que les conditions sont tout à fait différentes. Et à ce moment-là, je me demande qui est, par exemple, un personnage comme Ion Iliescu. Ion Iliescu, care este acum președintele României, era în anii când eu am intrat în literatură, când eu am debutat, secretarul general al Uniunii Tineretului Comunist. Este ciudat, este interesant și este semnificativ, cred, că pentru această perioadă de aproape 45 de ani de dictatură comunistă, România a avut doar 3 conducători. Și este interesantă relația dintre ei. În 1945, când Gheorghiu Dej a devenit secretar general al partidului, practic conducătorul țării, Ceaușescu era secretar general al Uniunii Tineretului Comunist. În 1964, când Ceaușescu a devenit secretar general al partidului, de fapt prim secretar, s-a schimbat denumirea, Iliescu a fost numit, ales prim secretar al Uniunii Tineretului Comunist. Există deci o linie de continuitate, ceea ce nu înseamnă că aceste personaje sunt identice. Există un trecut profund comunist al lui Iliescu. După părerea mea, este un om care nu are o instruire elementară în ceea ce privește democrația. Și chiar dacă este un om de bune intenții, ceea ce este foarte posibil, nu are noțiunile, nu are experiența democrației. Este adevărat că nici Gorbaciov nu a avut experiența democrației și totuși a devenit foarte repede pragmatic. Până în acest moment, Iliescu nu a arătat această elasticitate, această maleabilitate, ci dimpotrivă a arătat o sumedenie de reticențe, de întârzieri, de mistificări, care țin de o structură de activist de partid și nu a arătat semnele care să ne încurajeze, cel puțin văzându-l de aici, de departe, să ne încurajeze să sperăm că poate ține pasul cu o transformare rapidă spre democrație, căci România are nevoie de o transformare rapidă spre democrație. Viitorul va arăta, oricum demonstrațiile de la București din ultimele luni, arată o mare nemulțumire. Deși populația este, înțeleg, fidelă lui Iliescu, populația are nevoie de un fel de imagine de stabilitate, de încredere, de promisiune. Ce se va întâmpla foarte curând este greu de spus. După părerea mea, este totuși un guvern de tranziție. Il y a donc beaucoup de différence entre la situation qui existe à l'heure actuelle en Roumanie et comparativement avec des pays comme la Tchécoslovaquie, l'Hongrie, ben je crois que c'est évident de tout ce que vous dites, à partir de ce que vous dites. Et alors je me demande, ben, j'ai entendu dire récemment qu'à l'heure actuelle, par exemple, en Tchécoslovaquie, les poètes, les écrivains, les romanciers sont au ministère, sont dans les mairies, et par-ci, par-là. Mais quel est l'avenir d'un écrivain roumain en Roumanie? Et ben, quel est l'avenir des écrivains dans son propre pays? România este diferită de celelalte țări din Est.
În primul rând pentru că România este la porțile Orientului. Este o țară cu un paradox fundamental în structura ei, pentru că este o țară latină și este în același timp o țară creștin-ortodoxă. Deci latinitatea o acordează spre Occident, biserica creștin-ortodoxă o acordează spre Orient, spre Rusia. Această sciziune de adâncime este doar unul din paradoxurile României. România este după 50 de ani de dictatură, de dreapta și de stânga. Ultimii 20 de ani au fost absolut insuportabili. A fost cea mai crudă dictatură comunistă din Estul Europei. Recuperarea din această situație este foarte dificilă. După 12 ani de fascism în Germania, procesul de decantare morală, de purificare, de restructurare democratică a fost destul de dificil. După 50 de ani de dictatură în România, cu altă tradiție culturală, este cu atât mai dificil. Multe se vor schimba, se va schimba și rolul scriitorului și rolul literaturii. Scriitorul a avut în această perioadă de dictatură un rol, după părerea mea, crescut în mod artificial. El a fost ori cumpărat de guvern și a devenit un poet, un scriitor de curte, lăudând regimul și scriind tot felul de minciuni prin ziare sau chiar prin cărți, sau a devenit un dizident sau un oponent de care regimul era speriat. Pentru că într-o țară, într-o societate în care nu se putea discuta deschis istorie, sociologie, psihologie, cititorul și cititorul care nici nu avea prea multe mijloace de distracție de anumite, căuta în cărți adevărul. Îl căuta prin aluzii, căuta și adevărul istoric, căuta și adevărul social și literatura îndeplinea un rol foarte artificial, dar un rol important. Dacă societatea românească va deveni o societate normală, ceea ce înseamnă o societate democratică, și literatura va trebui să-și accepte un rol mai modest, mai normal, ca în orice societate democratică. Scriitorul va trebui, cum am afirmat-o de multe ori și în România, să-și respecte îndatoririle de cetățean și de persoană publică care prin structura lui este legată de justiție și de adevăr, în același timp în opera sa el va trebui să rămână fidel criteriului estetic. Literatura va ocupa un rol mai modest, dar își va regăsi substanța autentică, își va regăsi spre marile teme ale tradiției ei umaniste, temele din totdeauna, care sunt iubirea și moartea și suferința și speranța. Va exista, deci, partea bună și partea mai puțin confortabilă, dar va fi măcar o situație normală. Bun, pour finir, je voudrais vous poser une dernière question. À 50 ans, 45 après votre premier exil, vous avez été obligé à un deuxième exil. Depuis lors, vous avez connu des pays occidentaux. Alors, je me demande, quelles sont les différences profondes que vous trouvez entre un pays comme la Roumanie et les pays d'Occident? Et surtout, je vous pose la question sur le plan moral. Vous trouvez beaucoup de différences? Vous croyez qu'il y a quelque chose de très différent entre un pays comme la Roumanie et l'Occident moderne? Sont différences importantes.
Adică sunt diferențele create prin patologia dictatorii timp de 50 de ani care a marcat două sau mai mult de două generații. Nu știu cât este de puternic criteriul moral în Occident. Nu aș vrea să exagerez această importanță. Dar într-o societate economică mai stabilă și mai modernă, relațiile umane pot fi relativ normale chiar fără criterii morale foarte înalte. Sub dictatură lucrurile stau altfel. Cum am spus, România e într-o poziție geografică și istorică complicată, are o tradiție culturală diferită, o tradiție religioasă diferită, nu are o tradiție revoluționară. România a fost sub Imperiul Otoman multă vreme, a încercat și a învățat să se adapteze. A avut un vecin foarte puternic, Rusia și Uniunea Sovietică. Biserica ortodoxă nu a fost deloc la înălțimea misiunii ei. Aș spune că, așa cum ați spus, chestiunea moralității și a unui crez moral, fără să exagerez importanța asta, pentru că cred că există și o serie de alți factori foarte importanți, economic, social, istoric, dar criteriul moral mi se pare teribil de important, mai ales în această perioadă de renovare, de renaștere, de schimbare. Fără o fundamentală, aș zice, schimbare de optică morală, nu se va putea face o transformare reală. Asistăm astăzi în România la un grotesc nou oportunism, foarte grăbit, toată lumea își clamează inocența, toți văd în celălalt vinovatul, nimeni nu, sau foarte puțin sunt cei care acceptă o privire autocritică, autentică. Fără un examen lucid, sever și onest al acestei perioade, fără un examen onest al istoriei românești, cu tendințele ei de extremism, mai ales pe dreapta, trebuie să spun, căci comunismul a fost un fenomen total străin României, dar dictatura de dreapta nu a fost. Fără un astfel de examen, cred că România se va afla din nou într-o fundătură. Dar vreau să sper, pentru că am prieteni mulți acolo, pentru că cunosc oameni extraordinari acolo, pentru că pot revela în tradiția românească și accente importante și personalități importante care exprimă un crez democratic și umanist, aș dori să sper că toate aceste îndoieli ale noastre, îngrijorări ale noastre, se vor dovedi neîntemeiate și procesul va evolua rapid spre o normalitate și spre a readuce România în Europa cum a fost și cum ar trebui să fie. Și Manea, je vous remercie beaucoup de votre réponse. Mă rog, sim.
treasures, scenic wonders of America. Travel across the country to explore magnificent vistas, pristine wilderness, rugged frontier, even a North American rainforest. Plus, we'll take you on...
Norman Manea nació en Bucovina, Rumania, en 1936. Es autor de 5 novelas, 3 volúmenes de cuentos y 2 libros de ensayos. Heinrich Böll logró que las obras de Manea fueran traducidas y publicadas en Occidente. Existen traducciones de sus obras en alemán, hebreo, holandés, inglés, sueco, francés e italiano. Lamentablemente, su obra es casi desconocida en español. En el periódico francés Le Monde se afirmó por primera vez que, literariamente, Manea es heredero de Kafka. En 1979 recibió el premio de la Asociación de Escritores de Bucarest y en 1984 habría recibido el premio de la Unión de Escritores de Rumania si las autoridades de su país no se lo hubieran impedido. Entre sus obras destacan La biografía robot y otras historias, libro traducido al alemán, La iniciación, traducido al holandés, Una ventana sobre la clase obrera, traducido al alemán, La gabardina, también traducido al alemán, y El té de Proust, traducido al francés. En 1987 fue